Bună ziua, dragii noștri, astăzi la Escu TV vom relua un subiect mai vechi. Nu am mai făcut de ceva timp emisiuni pe această temă. Este vorba de sfatul specialistului și nu doar atât, vom avea ocazia să cunoaștem o româncă de aici, din Montreal, nu doar pe plan profesional, dar mai ales pe plan al experienței de imigrare, ce a însemnat pentru ea venirea aici în Canada. Am invitat așadar pe doamna Cezarina Dușescu. Dacă îmi permiți, îți voi face o foarte scurtă prezentare. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cezarina Dușescu este consilier în securitate financiară la Sun Life. S-a lansat de puțin timp în carieră, așa că vă rugăm să o încurajăm foarte, foarte mult, să-i dorim mult succes în noua carieră. Bine ai venit la Escu TV, mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, domnul Marius, mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută. Deși a fost în foarte scurt moment, emoțiile mele sunt foarte mari. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Tatăl meu vorbea foarte mult și foarte des despre dumneavoastră și despre televiziune și despre toate eforturile pe care le faceți și vă legau foarte mult dragostea pentru România pe amândoi. Deci mulțumesc frumos și bună ziua tuturor! Cezarina, ai venit aici în Canada, la fel ca și mine, la fel ca mulți alții care au plecat din România în Canada, în Statele Unite, în toată lumea asta. Spun o întrebare pe care o pun la mai tuturor, de fapt, deși este un clișe, este întotdeauna o întrebare, sunt convins, bună, care ne ajută să ne facem cunoscuți mai bine celorlalți și, de ce nu, poate chiar și nouă să ne dăm unele răspunsuri. De ce ai plecat din România? Deci am plecat din România sperând într-o viață mai bună, sperând în ceva ce nu puteam găsi în România pe plan profesional, mai ales. Am lucrat 7 ani în Franța, Italia și Germania înainte să aplic pentru emigrare în Canada și am dat 10 ani șansă României din punct de vedere al schimbărilor în domeniul de tehnică dentară, efectiv și stomatologie, fapt pentru care am vrut să văd ceea ce oferă și Canada. Și venind aici, mi-am dat niște examene ca să pot să profesez, trebuia să fiu în ordinul tehnicienilor dentari. Bineînțeles, examenele au fost de 3 zile, acum sunt de 7 zile. Din ce în ce este mai greu, mai frumos, să spun așa, sunt foarte multe lucruri noi care apar și sunt foarte încântată de pasul făcut. Nu este deloc un drum ușor, începând chiar cu recunoașterea diplomelor, a experienței pe care o avem, fie în România, fie în Europa. Cum a fost pentru tine acest drum? A fost un drum anevoios, a fost un drum greu, a fost un drum frumos din punct de vedere al reușitelor, mai ales. Examenele, cum am spus, au fost foarte taxate la cel mai mic, chiar la microscop au fost studiate punerea ceramicii și lucruri pe care nu le făceam în România în felul acesta, inclusiv materialul dentar pe care l-am folosit în timpul examenelor a trebuit să-l achiziționez aici și vorbesc aici de aur de 18 carate cu care se lucrează în stomatologie. Și zilele de examen plus examen de limbă și literatură, să zicem, franceză, cu gramatică și tot ce conțin aceste examene și echivalarea, bineînțeles, al diplomelor din România. Cum ai reușit să arimezi toate astea, și școală, și familie, profesie, integrare? Te-aș ruga chiar să vorbești puțin despre integrarea socială.
Bineînțeles, pentru a răspunde la această întrebare trebuie să duc timpul puțin în urmă cu destul de mult timp. Am venit în anul 1999 în Canada, plină de speranță, într-o zi de august foarte călduroasă și frumoasă. Am fost așteptată de o familie de români foarte drăguți, care m-au ajutat foarte mult și de acolo a început drumul meu și mi-au spus două lucruri pe care o să le regret foarte tare. Este climatul, care e foarte, foarte, foarte friguros și de lungă durată iarna. Ar putea spune că în Canada sunt două anotimpuri, vară și iarnă. Și distanța dintre România și Canada, care se expune prin dorul de părinți. Dacă cu dorul de părinți am rezolvat-o și mi-am parenat părinții în anul 2000, au venit în vizită la mine. Tata, bineînțeles, a venit cu o undiță, pentru că știa viața mea personală consta în mersul la pescuit și era foarte pasionat de faptul că în congelatorul meu exista numai file de bineînțeles, din peștele pe care îl pescuiam aici în Canada. Și a venit să stea 2 săptămâni, el fiind foarte ocupat și patriot și iubindu-și țara, a spus că mai mult de 2 săptămâni nu prea are ce să facă. Și vreau să vă spun, domnul Marius, că s-a întors în România pentru o vizită după 8 ani, timp în care l-am parenat, a fost foarte mândru să fie cetățean canadian și cetățean român, nu și-a uitat niciodată originile, ar fi fost și culmea la vârsta la care a venit, nu mi le-am uitat eu, am venit în Canada la 27 de ani, tatăl meu la 65, deci... Acum o am pe mama, o am pe sora mea, am un soț canadian pentru că mi-am dorit să experimentez Canada din toate punctele de vedere, profesional, material, sentimental. Toate sunt foarte bine și foarte diferite poate de alți români. Ai reușit să-l obișnuiești pe soțul tău cu sarmale, cu mămăliguțe, cu ciorbă de perișoare, eu știu, ciorba de burtă? Sau... Desigur, 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 îi place foarte mult mâncarea românească. Micii, în special, sunt pe primul loc, adoră și adoră tot ce face mama mea. Noroc cu COVID-ul, aș putea spune, din punct de vedere al meu, singurul noroc este că eu nu găteam înainte și acum știu să fac foarte multe lucruri de o mare finețe. Amandina, care este o prăjitură foarte greu de executat, pâine dintre aceea mare, gen de campani, cum se zice aici, și cu găuri în ea, din maia făcută, nu din drojdie. Deci tot felul de mici specialități. Sarmale am făcut din frunză de viță. Acum mai nou încerc să fac țuică. Deocamdată am plantat cu tatăl meu vișinată, fac în fiecare an. Aștept să crească prunele și să pot să-mi sudez un alambic. Iată, Cezarina, tu ești în acest moment pe cont propriu la Sun Life, așa cum am menționat, consilier în securitate financiară sau consilier în asigurări, fonduri de pensii, investiții și așa mai departe, cum să facem o traducere pe care să o înțeleagă Română. toată lumea. Totuși, nu este pentru prima oară când te lansezi într-un business pe cont propriu. Ai mai făcut asta și înainte. Mental vorbind, cel puțin erai pregătită, însă domeniul este complet, complet diferit. Cum se pare această schimbare pentru tine? Este o schimbare foarte grea, este o schimbare radicală, este o schimbare pe care mi-am dorit-o datorită înfrânării acesteia date de COVID și de împrejurările în care suntem toți, să spunem. Mi-am dorit neapărat o schimbare și am considerat că o schimbare în a ajuta și în a face bine și mai mult decât am putut să fac până acum, domeniul mi s-a părut că mi se potrivește foarte mult și încerc din răsputeri să mă fac cunoscută și să fac știut ceea ce am putut să acumulez ca cunoștințe în securitate financiară. Și în speță vorbim despre asigurări de viață, de maladii grave, de boli grave, care sunt foarte multe și care auzim foarte des, pot ajunge și la oameni foarte, foarte tineri. Deci este foarte bine să putem ajuta acum când suntem tineri, pentru că cu cât avansăm în vârstă, aceste prime care se plătesc lunar sunt mult mai mari și, bineînțeles, nu se mai pot face aceste asigurări.
Care sunt produsele, pe scurt, pe care le oferi? Ai enumerat asigurare de viață, asigurări de viață, de boli grave. Dintre asigurările de viață, vroiam să spun, există asigurări temporare și permanente. Temporare sunt mult accesibile celor care au copii mici și au nevoi imediate. Cele permanente sunt, să spunem că ești tânăr și vrei să ai o asigurare și vrei să blochezi un preț care să-ți continue tot restul vieții. Există și asigurări de viață pe care puteți să le plătiți în 10 ani. Acestea sunt cele mai extraordinare, să le numesc așa, deoarece odată plătit rămân în felul în care au fost semnat contractul la timpul la care a fost semnat. După aceea vorbim de asigurări de boli grave, asigurări de invaliditate, asigurări de salariu și, bineînțeles, faimoasele asigurări de voiaj, superviza, când părinții sunt invitați, li se va face o parenare. Da, și foarte importante, de altfel, mai ales în contextul acesta de pandemie, și în contextul costurilor exorbitante care pot să apară. În caz de o boală, un accident, costă enorm, enorm, poate costa sute de mii de dolari. E bine ca cei care ne ascultă să știe costurile de sănătate aici în Canada pentru vizitatori sunt exorbitante. Da, într-adevăr, foarte ridicate. Acum vreau să spun că am făcut o mică estimare pentru cineva care trebuie să vină, numai ca să vă dau o idee. Cineva de 70 de ani are nevoie de minim o asigurare de medicală de 50.000 pe teritoriul Canadei, pentru că costurile sunt foarte, foarte ridicate. Numai un medic, dacă a venit numai să te vadă într-o urgență și îți face o factură de 6.800 pentru 2 minute de consult. Deci e foarte bine să fii acoperit cu aceste asigurări care nu îți pot aduce decât o liniște extraordinară, pe care, bineînțeles, că o plătești prin a te asigura. Cezarina, mai avem un minut și nu prea mult. Foarte pe scurt, dacă te-ar întreba cineva pe tine, bine, te întreb eu pe tine, dar dacă tu ai întreba pe cineva care ar dori să pășească în cariera asta de consilier în securitate financiară, ce întrebări ai pune la recrutare? Wow! Care sunt punctele dumneavoastră forte? Dacă puteți să lucrați cu inima, dacă puteți să lucrați cu mintea, dacă puteți să trasați drumul unor tineri la început de viață, dacă puteți să ajutați părinți să decidă pentru copiilor din punct de vedere al asigurărilor și cam asta ar fi tot. Și ce calități esențiale, să spunem, 3, 4, 5, crezi că ar trebui să aibă un consilier în securitate financiară? Și dintre cele enumerate, care sunt, pe care le ai tu sau poate că nu le ai? Bineînțeles, și pe primul loc aș spune empatia, pentru că empatizez foarte mult cu toți clienții pe care i-am. Toți clienții sunt cazul meu, clientul poate să fie sora, mama, indiferent ce este, face parte din familia mea. Consider profesionalism, cunoștința produselor pe care le le recomand. Deci astea ar fi cele mai importante: profesionalism, seriozitate, empatie. Dragii noștri, vă mulțumim pentru atenția, care sunt convins că ne-ați urmărit. Cezarina, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la noi la Escu TV. Mulțumesc și pentru sfaturile pe care le-ai dat românilor care ne urmăresc. Îți doresc mult, mult succes în noua carieră. Cred că românii de aici pot conta pe sfaturile, pe recomandările tale. Un scurt mesaj pentru românii de aici, din Montreal, din Canada. Vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc foarte mult celor care
Întâmplător vă veți afla în fața televizorului și veți auzi aceste cuvinte. Îmi doresc din suflet să pot asigura cât mai mulți români și să-i fac fericiți, să doarmă liniștiți și să fie încântați de drumul pe care pot să îl fac cu ei, explicându-le ceea ce este foarte bine pentru ei și în speță aceste asigurări, care sunt foarte importante. Încă o dată, Marius, mulțumesc și salut toată comunitatea românească și vă iubesc pe toți! Great job, so I'm going to give you a round of applause. Happy, I guess, and excited because I kind of doubted that I'll win, but like I made a good comeback in the second set. I'm really happy. I made the finals of the tournament. Feels pretty good. Je me suis entraîné très fort pour gagner pour gagner ce tournoi. Tu as travaillé fort, j'imagine. Les joueurs apprécient beaucoup l'environnement, la qualité des terrains, toutes les installations, la chaleureuse hospitalité des employés et de toute l'organisation du Carrefour. Donc moi, mon rôle, c'est un peu un chef d'orchestre pour s'assurer que le tournoi est livré et se déroule bien, mais c'est une tâche qui est relativement facile avec l'équipe du Carrefour Multisport. I think the courts are in unbelievable shape. They're wonderful play courts. Some of the nicest ones I've seen in Canada, so I think those are great. And then the organization is always wonderful. This is my first time going to Montreal, so I'm very excited. I would like to be back here in Laval playing this tournament again. And it'd be really fun because playing on the clay, meeting a bunch of different players, it's just a really great experience. Of course, we're just following the great results of Layla and Felix at the US Open, so we're really excited. You know, this is going to be the next generation that will follow those players. So it's pretty exciting to be here at Carrefour and have that opportunity. We asked Tennis Canada that we are ready to support Tennis Canada if ever they want to do the same thing and import this clay for our juniors that are developing in Canada. So a young little lady like Leila Fernandez that made us all proud as Laval citizens that developed part of her career over here on this court,
I will take the opportunity of congratulating her for all the efforts that she did, and the parents and the father, and we know a little bit more about their suffering and their going through for her to succeed. So I'd like to thank and congratulate the Fernandez family for the achievement that they had. And yes, the multi-sports group, it's always going to be there forever into tennis and helping the development, and we'll do whatever we can in our power. Thank you. E adevărat, visez cai. Mi se pare uneori că redevin copil și văd o trăsură ca în povești. Și mi-apar cai Evea, cei din legendă. Sorin, Nicu, Ioji, Ovidiu și Mircea. Culorile alergau, în vânt se certau, fața toată lumina cu albul de var. E șarfă, dar... Cine a răpit mireasa? Cine oare a fers pe cadou? Cine a răpit mireasa? Cine oare... Angelul fără teatră și cu pieptul dezvelit.